Tot mai mulți turiști ne vizitează țara. Doar anul trecut, conform unor date ale Ministerului Economiei și Infrastructurii, circa 4,3 milioane de cetățeni străini au venit în Moldova, un număr cu 11,7% mai mare față de 2017, transmite IPN. Conform datelor MEI, pentru primele două luni ale lui 2018, în structurile de primire turistică au fost cazate peste 337.000 de persoane, dintre care peste 117.000 au fost cetățeni străini, adică cu 10% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2017. De asemenea, în perioada ianuarie-septembrie 2018, agențiile de turism și tur operatorii au acordat servicii turistice pentru 277.000 de turiști și excursioniști, cu 19,6% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Practic, potrivit cifrelor, în ultimii doi ani Moldova a devenit tot mai vizibilă în plan internațional ca destinație turistică și atractivitate investițională datorită evenimentelor găzduite de țara noastră, precum și a acordurilor de cooperare în domeniul turismului semnate cu alte state.